În urma așa-numitului accident prezențial de ieri, internat la spital rămân mama președintelui și șoferul camionului care se ciocnise în mașina șefului statului Gordodon și în unul dintre autovehiculele care îl însoțeau. Mama șefului statului a suferit o intervenție chirurgicală, iar Dodon a suferit o traumă și la coloana vertebrală, iar viața acestuia este în afara oricărui pericol. Șoferul camionului de 40 de ani se află la Spitalul Raional Strășeni. Acesta a suferit o comoție cerebrală. Starea lui este satisfăcătoare, iar peste câteva zile urmează să fie externat. Ieri, la Spitalul Raional Strășeni, au fost aduși și șoferii mașinilor Serviciului de Pază și Protecție de Stat, însă au fost redirecționați către o instituție medicală din Chișinău. Șoferii Serviciului de Pază și Protecție de Stat sunt internați pentru examinare complexă și evaluarea stării de sănătate. În urma accidentului, la spitalul de urgență din Chișinău au fost aduși președintele, mama acestuia și fiul șefului statului. Ieri au fost externați Igor Dodon și fiul său. Mama lui Dodon rămâne spitalizată pentru încă câteva zile. Inspectoratul General al Poliției a precizat că în urma accidentului prezidențial a fost inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, dar se pare că vinovat s-ar face șoferul camionului care a frânat brusc din cauza unui microbus din față, însă pentru că traseul era umed, a derapat. Mașina în care s-a deplasat președintele Igor Dodon, cât și automobilul Serviciului Pază și Protecție de Stat, care îl însuțea și au fost avariate în accidentul grav de ieri, au asigurare casco. Compania de asigurări va decide dacă vehiculele pot fi reparate sau vor fi procurate altele noi. Amintim că două mașini din coloana oficială a președintelui Moldovei au fost implicate într-un accident rutier ieri pe traseul Chișinău-Ungheni. Accidentul s-a produs după ce un camion a ieșit pe contrasens și a lovit frontal coloana oficială. Automobilul de model Mercedes, ce aparține Serviciului Protecție și Pază de Stat și în care se afla Igor Dodon, mama sa, unul din fii, a derapat de pe traseu și s-a inversat. Ulterior, camionul a tamponat Volkswagen Touareg, care face parte din coloana oficială, derapând de pe traseu pe acostament. Unii deputați din Partidul Socialiștilor consideră că ceea ce s-a întâmplat ieri a fost un atentat la viața lui Igor Dodon cu intenție de omor, părerile fiind expuse în mesaje pe Facebook. Poliția urmează să anunțe verdictul.